Invitatul din această parte a emisiunii, emisiunea fiind înregistrată în ziua de 6 septembrie, este unul dintre cei 7 profesori turci care, în data de 6 septembrie 2018, a fost efectiv răpit de pe stradă în Chișinău și extradat în Turcia de autoritățile din Republica Moldova. Acum 2 ani de zile, profesorul a fost eliberat din detenție în Turcia. O să discutăm cu dumnealui despre ce s-a întâmplat în ziua de 6 septembrie 2018 și ce s-a întâmplat mai târziu, în momentul în care a ajuns în Turcia și a fost încarcerat de autoritățile de acolo. Invitatul este Hüseyin Bayraktar, profesor la Liceul Orizont până în luna septembrie 2018. Bună seara! Iar șamar! Iar șamar! Prima întrebare este să ne povestiți ce exact vă amintiți că s-a întâmplat în ziua de 6 septembrie 2018 cu dumneavoastră personal. Pentru prima dată el a venit în Moldova în anul 2015 și prima dată pe care este întrebat dumneavoastră a activat în calitate de profesor în cadrul liceului Moldoturc. Și până la 6 septembrie niciodată nu a avut asemenea situații când putea să fie reținut de persoanele necunoscute, luat și dus cu un avion privat în Turcia și să fie predat organelor din Turcia. Înțeleg că domnul Bayraktar nu știa că îi se află în vizorul Serviciului de Informație și Securitate din Republica Moldova, că era deja monitorizat de câțiva ani. Niciodată el nu cunoștea că în privința lui este careva investigații sau careva anchetă, a aflat ulterior după arestul său, după expulzare. Am să revin la ziua de 6 septembrie 2018. Spuneți-mi unde exact ați fost reținut? Erați în școală, erați pe drum. Ce v-au zis oamenii care v-au reținut? Ce vi s-a întâmplat mai departe până în momentul în care ați urcat în avion? El a activat în calitate de profesor de limba turcă și la data respectivă, 6 septembrie 2018, de dimineață se pregătea pentru lecții și se afla în liceul în sectorul Ciocană a capitalei. Și odată când a vrut să intre în clasă, a fost reținut de persoane nominalizate și ulterior a urmat ce a urmat. Da, persoanele acelea erau îmbrăcate în civil, erau cu căgule pe față. Cum arătau oamenii și cât de mulți erau? El era reținut de către două persoane care erau îmbrăcați în civil, adică nu erau îmbrăcați oficial. Ulterior, de pe camerele din instituție de învățământ la care i-au activat, au observat că erau mai încă două persoane și nici nu purtau măști, nimic. Numai când au intrat, adică au urcat în mașină, atunci i-au urcat măștile. Dar ei v-au anunțat cine sunt, s-au legitimat, au zis de ce au venit, de ce vă rețin. Biz onlara neden beni götürmek istediklerini sorduk. La întrebarea pusă de către domnul de la ce instituție sunt ei, ei au spus că sunt reprezentanții serviciilor de informații din Republica Moldova și ei au prezentat legitimațiile și afirmau că legitimațiile adică aparțin serviciul de informații. Și când a aflat, el nu s-a opus arestului. Înțelegeați de ce sunteți reținut? V-ați dat seama în momentul în care ei s-au legitimat? Care este motivul pentru care au venit la dumneavoastră? Bună, da, sor. Neden beni çağırdıklarını sorduğumuz zaman? Când el a întrebat despre cauza, despre motivul arestului, i s-a spus că servicii au nevoie de audia persoanele respective pentru un anumit subiect și trebuie să fie duși la un organ de drept pentru declarații. Deci v-am mințit. Yani yalan söylediler size. Yani evet, sonradan öğrendik ki yalanmış. Da, ulterior am aflat că era minciună. Unde ați mers din momentul în care ați fost urcat în mașină? Apropo, mașina era una
personală sau era o mașină cu semnele instituției? Araba Jeep tarzında bir arabaydı. Un fel de Jeep era și a avut numere de înmatriculare civile. Exteriorul mașinii nu prezenta că aparține unui organ de drept sau unui organ anumit. Unde v-au dus? Imediat la aeroport sau pe drum ați trecut pe lângă sau pe la vreo altă instituție? Nu s-au oprit nicăieri și au trecut prin centru, cum am văzut eu, și ulterior au plecat direct la aeroport. Și prin ușă pe care niciodată n-a văzut, nu era ușă destinată pentru călători simpli, prin această ușă au trecut pe pistă și a văzut că se urcă la avion. Dar niciodată în această perioadă de timp nu v-au spus că urmează să fiți urcați într-un avion și duși în Turcia. Când ați aflat despre faptul că urmează să fiți transportați cu avionul în Turcia? Care e momentul în care ați aflat? Tabii că, şöyle, şehir merkezindeyken. Când au trecut prin centrul orașului, el n-a avut nicio suspecție, niciun dubiu că se duce la aeroport. El se gândea că se duce la o direcție de securitate și va fi audiat acolo. Dar odată când a văzut că mașina se deplasează pe drumul spre aeroport, el a înțeles că urmează să fie răpit. Și a preîntâmpinat pe persoanele respective că el a aplicat pentru azil în Moldova, dar ei nu au părut să reacționeze. Care au fost actele cu care ați fost scos din țară? Cu care ați trecut controlul dinainte de a urca în avion? Înțeleg că documentele dumneavoastră nu le aveați cu dumneavoastră, rămăseseră acasă. Cu ce ați ieșit din Republica Moldova? Cu ce acte? Öncelikle biz herhangi bir resmi görevliden çıkışımızla ilgili işlemi el personal și alte persoane reținute nu au efectuat careva proceduri legale pentru a trece frontieră, ei n-au avut niciun act permisiv de a trece frontieră. Şuna gidebilmem için lazım olan pasaportum ya da buna benzer bir evrak hiçbir zaman olmadı. Unicul act de identitate care îl deținea la momentul reținerii era permisul de ședere. Și totuși au fost niște acte în baza cărora au ieșit din țară, niște pașapoarte. Cine le-a întocmit, dacă poate să-și dea seama? De unde s-au luat acele acte cu care au ieșit ei din țară? Bununla ilgili resmi herhangi bir açıklama bana yapılmamakla birlikte kendi çabalarımla acte care au fost pașapoarte provizorii și el n-a primit nicio explicație oficială referitor la aceste acte. Și dacă cunoașteți despre existența acestor acte, el ulterior a aflat că au fost perfectate de către ambasada Republicii Turcia aici în Moldova. Și cum au fost perfectate acte pe numele dumneavoastră, fără cel puțin să aibă poza dumneavoastră? O fotografă da, daha sonradan dikkat ettim. Deci, ulterior, el a observat că fotografia de pe pașaportul provizoriu este una și identică cu cea de pe permisul lui de ședere. Și el presupune că această fotografie a fost transmutată, adică plasată. Asta credeți că s-a întâmplat în aceeași zi, adică în momentul în care ați fost aduși la aeroport, atunci autoritățile noastre au transmis datele dumneavoastră, pozele, ca să poată fi perfectate pașapoartele astea provizorii, sau asta s-a făcut din timp? Pasaportul düzenleniş tarihine baktığım zaman kaçırıldım. Deci, el a observat că data perfectării pașaportului provizoriu a fost aceeași dată, 6 septembrie 2018, și el presupune că odată când ei au fost reținuți, s-a dat comandă și în acest timp s-au perfectat actele și au fost duși la aeroport. Autoritățile moldovenești spun că serviciile turcești sau instituțiile turcești nu au fost implicate în toată această operațiune. Dumneavoastră ce credeți despre asta?
Evet, fiziksel olarak biz herhangi bir istihbarat deci fizic, ocular, ei n-au văzut pe nimeni din partea autorităților turcești, însă pentru a organiza această procedură, această expulzare, această operație, trebuia să fie implicarea organelor turcești. Și el, pentru prima dată, a văzut fizic un reprezentant a serviciilor de informații turcesc când a aterizat în Turcia. Când i-a preluat de la, din avion. Türk emniyet güçleri istihbarat. El a fost predat nu serviciilor de securitate de informații, dar a fost predat reprezentantului organelor de interne. Am înțeles. O să revin la momentul înainte de a urca în avionul care v-a dus în Turcia. Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate din Moldova, atunci când a fost întrebat de ce v-a extradat în Turcia serviciul, a spus că dumneavoastră n-ați solicitat o altă destinație. Ați avut posibilitatea să cereți o altă destinație? Ați fost întrebat unde vreți să fiți extradat? Üzülerek söylüyorum ki öncelikle deci nici nu a fost pusă întrebare dacă ei doresc undeva să deplaseze odată când au fost expulzați, să fie expulzați sau extradați la o altă destinație. Că dacă ar fi fost pusă această întrebare, ei deja au plecat pentru azil în Moldova și de aceea nici nu a avut careva sens de a se deplasa în altă țară. Și el, ca tare, a dorit să rămână în Moldova. Am înțeles. Ce s-a întâmplat în avion? Într-un interviu acordat mai târziu, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dona, a zis că ați avut parte de un tratament foarte ospitalier din partea ofițerilor SIS. Vi s-a oferit ceai, apă, toate comoditățile în avion. Olay Igor Dodon'un söylediği gibi. Ceea ce spune fostul președinte Igor Dodon nu este adevărat. Odată când ei au fost urcați în avion, erau un fel de cătușe din plastic. Niște modalități de a le strânge mâinile, de a le încătușa. Fiecare persoană reținută a fost plasat unul de la altul, vreo trei fotolii au fost distanță. Și respectiv, pe lângă fiecare persoană a fost un reprezentant al serviciului de informații. Și personal, care experiența lui, când el a solicitat de câteva ori să-i fie dată apă, n-a pervenit nicio reacție, adică nu se interacționa cu ei. Da. Aici, în Republica Moldova, în momentul în care ați fost răpit, a rămas familia, soția și doi copii foarte mici. Ei când au aflat ce soarta dumneavoastră, unde sunteți, ce se întâmplă cu dumneavoastră, în ce stare sunteți? Biz Türkiye'ye getirildikten sonra emniyet odată când ei au fost predați organelor de drept ai Turciei, i s-a spus că au drept la să informeze pe cineva din rudele apropiate că sunt reținuți și sunt în Turcia. I s-a întrebat un număr de telefon, un număr de contact. El a dat număr de contact a fratelui său mai mic și ulterior a aflat că acesta era informat de către organele de drept spre seară, că cetățeanul Hussein Barakhtar la moment se află, este predat organelor de drept din Turcia. A fost informat de autoritățile de unde? Din Turcia sau din Republica Moldova, fratele? Din Turcia. Ce s-a întâmplat în Turcia când ați ajuns? Vi s-a înaintat o învinuire în legătură cu ce? Și mai târziu, când a fost procesul de judecată, ce fel de probe au administrat organele de drept din Turcia ca să vă demonstreze vinovăția, dacă au existat probe. Türkiye'ye geldiğim zaman bir gün emniyet müdürlüğünde kaldım. Ertesi gün aproximativ o zi el a stat la un organ de drept acolo. Ulterior a fost dus la judecată și i s-a spus că în privința lui este pornit un dosar.
referitor la activitatea sa peste hotare. Și se incrimina că el face parte dintr-o organizație teroristă și că este profesor în cadrul liceului Orizont din Moldova. Deci dacă a avut posibilitatea de a studia materialele dosarului, îți spune că da. Fapte incriminate se refereau la perioada după legătură cu activitatea sa peste hotarele Republicii Turcie. Adică probele împotriva dumnealui, care a fost la baza dosarului, erau cele acumulate în Republica Moldova? Da, cioc dosemân içeri. În calitate de probe în cadrul dosarului au fost materialele referitoare la activitatea lui în cadrul instituțiilor de învățământ în Turcia. Se afirma că el deci face parte din organizație gülenistică a lui Fethullah Gülen. Ca probă s-a făcut referință la deținerea unui cont bancar într-o anumită bancă, deci la care el primea salariul. Ce nu era în regulă cu această bancă? Deci pretextul era că el deține card bancar la o anumită bancă și se spunea că această bancă face parte din o organizație teroristă și de aceea, respectiv, se afirma că el tot face parte din organizație teroristă sub pretextul că primește salariul de la banca respectivă. Prin această bancă. În această bancă, corect. Dumneavoastră ați văzut ce s-a întâmplat în Republica Moldova după asta, după extradarea a dumneavoastră și altor profesori turci. A fost pornit un dosar penal, a ajuns în judecată, fostul director al SIS a fost condamnat, drept că prin suspendare, a plătit doar o amendă, dar este singura persoană care a fost atrasă la răspundere pentru acest caz. Ce credeți despre modul în care s-a făcut justiție în Republica Moldova pe cazul profesorilor turci? Özgürlüğüme kavuştuktan sonra bu davayla ilgili olarak Moldova savcılarıyla da odată cu ce s-a întâmplat cu domnul a atins libertatea lui și eu când s-a întors în Moldova, el a avut discuție cu procurorii și i s-a spus el știe, cunoaște despre existența dosarului respectiv și că a fost judecat și condamnat fostul șef al SIS-ului, dar i s-a spus că sunt alte persoane și un număr larg de persoane în privința cărora se vor face niște proceduri. Și el s-a bucurat, dar nu a intrat în detalii. În dosarul respectiv și despre pedeapsă primită pentru expulzare, el crede că nu este suficient. De ce totuși? Ați avut probabil că mult timp să vă gândiți. De ce autoritățile din Republica Moldova au fost gata și s-au implicat în această crimă? Au făcut ceea ce au făcut, expulzând profesorii turci, știind foarte bine că ei urmează să fie închiși în pușcării, într-un stat care se răfoiește politic cu acești profesori. De ce au făcut? Yani bu konuyla ilgili kesin olarak bir bilgim. Deci eu nu poate să spună clar de ce autoritățile din Moldova au participat la această operație, la aceste evenimente. Dar din ceea ce el a citit știri și a citit ziare, presupune, deci acolo se afirmă, el spune că persoanele implicate în această expulzare au primit sume bănești, au avut un interes material. Înțeles. Și ultima întrebare. Astăzi, după experiența pe care ați trăit-o cu acest caz și modul în care s-a făcut dreptate pe cazul dumneavoastră, cel puțin în Republica Moldova, când sunteți întrebat despre de cineva străin, despre Republica Moldova, ce puteți să-i spuneți? Moldova, benim yurt dışında çalıştığım ilk ve tek. Moldova este prima și unica țară din afara Turciei în care el a activat și în care a locuit. Ceea ce s-a întâmplat cu dânsul nu a afectat simpatia, acea simpatie care a avut față de poporul moldovenesc și țară. Deci este o greșeală unui anumit grup de persoane, deci unui grup mic.
El niciodată nu a spus despre Moldova ceva rău și nu va spune că simpatie rămâne față de poporul și față de Moldova. Odată când persoanele care au greșit vor purta răspundere adecvată, se va restabili echilibrul care el a avut anterior. Înțeles. Mersi foarte mult domnului Bayraktar. Succes dumneavoastră în continuare.